Salutare oameni buni și bine v-am găsit la episodul 98 din Breasla Haiducilor. Oameni buni, ultima dată am construit această construcție. <laughs> am construit această construcție unde se prelucrează lemnul. E, și am primit și niște recomandări de la voi, de exemplu, de la Nismo, o recomandare foarte, foarte bună. Să punem campfire-uri și să stingem focul, bineînțeles. Mai țineți minte că am folosit eu niște campfire la vila mea și eu am făcut sticle de alea să arunci, așa? Că eu uitasem că pot să dau click dreapta cu, uh, <laughs> cu lopata. Incredibil, frate! Cum am putut să uit așa ceva? Cât de mult timp am pierdut atunci? Și după toată lumea îmi zicea în comentarii, colpier, dar trebuia să faci așa, puteai să faci așa și eu. A, a, da, știam, da, da. <laughs> oh, doamne, bun. E, și acum hai să punem niște campfire-uri. Um, ca și cum sunt niște lemne tăiate mai mici pe lângă. Arată mișto, foarte bună ideea, niște mulțumesc foarte mult pentru sugestie. Și acum, click dreapta, click dreapta... Și unde să punem? Nici nu știu cum să punem și unde să punem, dar punem. Înțelegeți? Asta contează. Hai să punem și așa puțin mai unite. Ah, perfect. Așa. Și trebuie să mai fac eu câteva modificări la construcția asta. Pentru că nu am avut timp încă să le fac. Gen să pun pe la geamuri pe acolo, prin spate. Trebuie să mai fac câteva chestii, dar oricum, în episodul de astăzi nu mai avem ce lucra aici. Vedeți? Acolo trebuie să mai modific eu niște chestii. Dar nu mai avem ce face aici, trebuie să lucrăm. Neapărat vreau să termin astăzi drumurile, sincer să vă zic. Vreau să arate ceva de genul cum este acolo. Mi se pare că arată super, super frumos și putem să mai modificăm, să mai adăugăm chestii după ce terminăm tot. Momentan, acum, pur și simplu, este o ale. ce arată urât. Arată prea urât. Trebuie să o facem mult, mult mai natural și mai șmecheră, părerea mea. Așa că Colpir se apucă de treabă, dar încă nu. Așteptați o secundă, <laughs> încă nu. Vreau să mergem, așa am terminat tot ce aveam de făcut aici, vreau să mergem până, ia să vedem, cu o rachetă putem să ajungem până la șopul KSP, până la sediul KSP. eu zic că da, eu sunt destul de priceput, aș zice, bă băieți. Am, am lipsit, într-adevăr, în ultimul timp aici. Nu, n-am mai fost pe braț la Haiducilor. Știți cum ei încerc să lungesc episoadele că nu mai avem prea multe la dispoziție și toate alea. Și, și s-au schimbat multe. Bă, bă, oamenii ăștia construiesc. Bă, bă, Blushman și ciuncio și Dark Style ei încă sunt... Um... <laughs> sunt în proiectele lor și au construit o grămadă de chestii. Chiar o să vreau să vizitez mai acușa doar așa, că n-am mai fost de mult să vizitez și mie tot timpul mi-a plăcut să vizitez ce fac băieții. Bun, fiți antena, guys. Chestile uh, chestiile astea pe care le vedem noi aici, chesturi, shulker box, capete, stone cutter, furnace, astea stau de foarte mult timp aici și arată urât. Cei drept arată foarte, foarte urât. Așa că am să-mi aduc câteva shulker boxuri de acasă și să eliminăm chestia asta, că nu-mi place. Deci nu-mi place. Asta este. De multe ori m-au ajutat aceste chesturi când căutam chestii random. Veneam aici, mă uitam și aveam. Sunt niște chesturi foarte magice, sincer, dar este momentul să scăpăm de ele. Așa că mă duc acasă să-mi iau niște shulker boxuri. Sper că nu mă așteaptă vreun prank sau ceva, că nu, nu prea vreau. <laughs> Damn boy. Ah, nu știu ce să fac cu chestiile astea, le pun la mine. Oare are cineva nevoie de așa ceva? Că i-aș da cu mare drag, sincer. N-am nevoie de chestiile astea. E, eh, până la urmă trebuie să fac curățenie și aici. Tot am zis eu că fac. Aha, da, 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 astăzi facem curățenie. Da, 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 colpir, da, bun, bine zis acolo și nimic nu face. Leneșule, tace, tu ce te uiți la mine, du de aici. Am zis să dau și o tură de ocean colpirian ca să văd și eu, mai verific dacă este cineva cu un trident cu... Opa, opa, ia uitați bă, e ziua noastră norocoasă. Hai frate, în episodul 98, hai că primim și noi un trident, nu? Adică da o mama ei de treabă. Ia, hai că mi-a dat ăsta speed și acum nu mai pot să mă mișc și mă bate, mă bate ăsta. Și nu mi-a dat trident, frate. Băi, bă, mor, mor. Deci mor. <laughs> Nebunesc. Ăla-i tridentul, îl vreau, îl vreau. Ăla-i? Ăla-i? Zic că ăla, -i, ăla, -i? ăla -i. Nu e ăla. Mamă. Incredibil. Incre fucking debil. Cred că Blushman o și uitat că trebuie să-i dau trident. Sincer, o să-i dau, frate. Dar în sezonul viitor, dacă nu, nu pică, nu pică. Ce vrei să fac? A, e, nu pică. M-am săturat să mă bat cu 3 cu, cu deștea, cu drown. Uh, da, deci o să rămână pe sezonul viitor. Îi dau cu mare plăcere când fac rost. Dar, na, asta este. Ce să facem? Eu am încercat, ați văzut. Dacă n-am încercat 100 de episoade, să nu-mi ziceți mie era Adică, serios, acum. <gânghe> bine, nu chiar 100 de episoade. Exagerez puțin, ca întotdeauna. Dar, hei. Um, o chestie foarte importantă, guys. Mergem acum și facem curățenie. Dar, o chestie foarte importantă. Uh, cât timp la Haiducilor o să fie puțin uh, pe pauză, până apare sezonul 3? Ei bine. Uh, aveți pe canal la mine, dacă doriți și sunteți curioși vă place ultra-hardcore-ul, am început o serie cu ultra-hardcore pe 1.16 pre-release 2. Bineînțeles, de fiecare dată o să dau update la următorul pre-release și o să fie destul de interesant. Deci dacă sunteți pasionați și vă place așa puțin uh, ultra-hardcore-ul, vă recomand să vă uitați la acea serie, cel puțin până apare... Uh, vreați la sezonul 3, nu? Da? Ar fi o idee, dacă vreți, dacă nu, nu este nicio problemă. Eu doar v-am informat că există așa ceva pe canal la mine. Bun. Acum avem 6 shulker boxuri. Ar trebui să ne ajungă frățiorul meu să facem curățenie aici, să nu mai fie așa urât. Că zici că arată urât. Bă, arată urât, nu-i frumos. De obicei când sunt chestiile astea, înseamnă că it's working, este, încă se lucrează aici, dacă sunt astea aici, știi? Așa că nu se mai lucrează aici, deci trebuie dărâmate astea. Bun, hai că revin după ce fac curățenie. Adică, serios, cum putea să mă ajute pe mine niște buți sau niște kelp Bine, kelpul, da, m-a ajutat să construiesc, sau niște steplinguri de dark pentru construcția asta imensă și frumoasă. Cum putea să mă ajute așa ceva pe mine? Este incredibil. Ah, cât, cât junk este aici, nici n-aveți idee, guys. Mă uit așa și îmi vine să râd, pur și simplu. Mă uit și gen, what the hell is this? What the hell is this, guys? Ah, doamne. Bun. Hai, hai că termin. <laughs> Bă, am găsit mapa de dinainte, oh my god, frate, de deci ce aici o pierd... Știu că o pierdusem eu la un moment dat, am pierdut-o și nu știam unde naiba am pierdut-o, știi? Și, bum, am găsit-o în cesturile minune, mamă, bun, am aruncat pe jos, doamne, să -mi fie mie rușine. Uh, cât glas avem, frate, ah, ce bine arată că e gol acum și frumos. Of, doamne. Așa da. Altă viață, domnule. Altă viață. E? Curățenie. Curățenie cu colpiri, Yes. Oameni buni, am observat ceva. Cred că o, o mis puf să facă chestia asta, dar nu este nicio problemă. Avem aici niște endroduri și putem să o facem noi cu niște bucăți de dirt, ne urcăm așa pe acolo și vedeți că este puțin întunecat unde sunt glas pe alea, putem să punem niște endroduri ca să fie lumină și acolo și rezolvăm problema asta în doi timp și trei mișcări, cum s-ar zice. Și ce voiam eu să vă zic? Voiam eu să vă zic ceva, dar am uitat, bineînțeles, că așa face colpirul asta, uite chestii. Acum mă uitam că sunt torțele astea aici și nu avem nici cum să punem silenter lantern sau chestii de genul ăsta și decât să se vadă torțele astea cu focul ăsta, mai degrabă le scoatem și punem niște endroduri, zic eu cel puțin așa consider că arată puțin mai bine așa, știi? Și este și iluminat și totul e bine și frumos. Acum să vedem cum le iluminăm pe toate la fel în același colț. Aparent aici una. Deci hai să ne uităm noi. A, cred că vine aici una, nu? Să scoatem pe asta. E la nivelul ăla. Ia să vedem. Ăsta. Da, e la același nivel. Bun. Și arată mult mai ok. Uh, față de ce era înainte cu Android-uri, da? Uitați și pe parte cum arată acolo la picior. Arată mișto la picior. În sfârșit este luminat și acum să ne uităm și în partea cealaltă. Trebuie să schimbăm și aici niște endroduri. Bă, bă, nu mai pot cu tufișurile astea. Oh my god! Oh, uh, le urăsc! Aha, bun, hai să ne urcăm și acolo. Hmm, mă mir că nu se spawnează mai mulți monștri aici pe panoul pe... Ah, altă viață, bă, de altă viață. U uh, ce luminat e și frumos, mai ales noaptea se vede așa față de alte construcții. Dacă stăm să ne uităm. <laughs> RAC, uite puțin, nu este luminat deloc. Ăsta zici că e un beacon, frate, așa de luminat. Wow, crazy, crazy, crazy. Hai că arată bine, guys, <laughs> în sfârșit. În sfârșit am luminat cum trebuie. Uh, am curățat și totul este bine. Acum am trebuie să le duc acasă și să le pun. Ah, by the way, dacă puf are nevoie de ceva din toate alea de acolo, normal, poate să mă cheme sau să-mi zică ceva și, bum, îi dau tot ce are nevoie. Uh, Le-am cam furat eu, bineînțeles că aici sunt și itemele lui puf și itemele mele, dar, uh, na, suntem o echipă aici. Bă, am zis că fac chestia asta, dar am uitat, bă, băiete, bă. Și mi-am că am luat mai multe capete de cod ca să fac aici mișto, să pun peștișor gen în apă, știi? Ia uite -i. Ia uite mă! Bă, da, arată mișto. Am pus și un cap de delfin, am pus și un cap de clownfish și știu că am colectat mai multe din astea, dar nu mi-am unde le-am poziționat, sincer să vă zic. Dar arată chiar mișto. Cel puțin capetele de cod chiar arată super mișto așa să... să le vezi pe aici prin apă. Așa că probabil o să mai iau. Sau mă rog, vreau să caut undeva că durează așa de mult să iau... Um... Să omor atâția pești și să pic, pice câte un cap de ăsta durează foarte mult. Ah, mă rog, arată mișto. Totuși arată mișto și am rămas fără o sticlă albastră. Good job, Colpir. Good job. Și am făcut și curățenie. Ce frumos arată construcția lui Peter acolo cu apusul ăsta. Chiar arată super, super mișto. Oameni buni, am ajuns înapoi la fabrica de lemn și... După cum ziceam pe la începutul episodului, trebuie să facem drumurile astea, neapărat să le facem frumoase. Deci o să ne trebuiască foarte, foarte mult coarse dirt și ne apucăm de treabă, I guess. Am mai făcut puțin prin spate, bă, ăsta trebuie lumina, bro, noi n-am lumina pe aici, tu dai seama cum apar creeperii. Bă, leleu, cred că am scos niște torțe când construiam, asta era faza. Am mai modificat pe aici, sincer, ar trebui să mai pun și pe... A, ah, da, 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 știu eu ce mai trebuie să pun, las că mă descurc eu, Lască că mă descurc, nu mă ajutați voi, da? Mă descurc, sunt uh, băiat mare. Așa. Bă, dar ce e pe aici, e incredibil. Mamă, dar eu cum de nu mi-am dat seama? Acum de nu sunt creeper, cum de nu sunt gropi? Pe... Oh, uh, uh. Are you good Minecraft, are you good? Mă rog, Uh, mă apuc acum oameni buni de un time lapse Să facem foarte frumos aici drumul ăsta Să fie bine Să arate superb Și revenim după timelapse lapse. mamă, ce se taie lemnul aici, o adevărată fabrică, aici se muncește, nu, nu, n-ai treabă, ce cu tine, bă? <gângânt> Oameni buni, în sfârșit am reușit să fac chestia asta. Uh, aici parcă ar mai merge un coș Da, putem să punem un coș aici? Acum da, să nu putem? Putem, putem. Am făcut puțină curățenie, mi-am strâns shulker box de aici, să fie puțin mai bine, mai frumos, mai liber. Vreau să mai fac încă puțină curățenie, să scot aici Uh, Cestul ăsta, de exemplu, care stă de 100 de ani de aici, pe aici, nu știu ce să fac cu el Trebuie să-l scoatem Mai avem un cest care stă tot așa de 100 de ani Acolo, trebuie scos Deci, pur și simplu, noi ne împrăștiem Și uităm să ne mai luăm chestiile Să mergem acasă Este ceva normal din partea noastră Haiducilor sau oricărui jucător de Minecraft Mai bine spus Pe aici am mai pus niște lemne Ca și cum sunt depozitate Și urmează să fie puse în... Uh, în garajul ăsta sau, mă rog, în depozitul ăsta. Nu știu, am zis să fac și chestia asta. Și o chestie care mă deranja, că mă uitam la secvența respectivă, că am început să editez, da, știu, foarte ciudat, mă deranja faptul că toate le-am pus într-o singură direcție, le-am pus așa. Dar trebuie să mai pui și așa. Înțelegi, bă? Și, by the way, am terminat și drumul. Dar cred că v-ați dat voi seama. <laughs> o și mișto drumul. Arată chiar super bine. E cu totul altceva față de ce era înainte. Adică, nu știu, se simte mult mai lucrat drumul și nu e făcut pur și simplu așa. Ce, voi credeți că o să facem un drum drept? V-ați speriat puțin, nu? Nu, frate, pur și simplu mai scoate, mai punem. Ca să pară așa puțin mai strâm, dar el tot este drept, practic. Dacă stați să vă gândiți, numai că mai scoți, mai pui, bam, bam, bam și pare așa că faci o mică curbă. o mică curba. <laughs> da, asta voiam să zic. Cât e? nu știu, mi se pare că arată ok, părerea mea. Um, sper că vă place și vouă, sper că vă place și vouă și acum, acum aș face eu curățenie aici, dar nu știu ce să fac cu anul. uite, de exemplu, uite cât coș de dirt mai am, super. Extraordinar. Dar, de exemplu, mă uitam aici în chestul ăsta și mă gândeam, bă, mai avem nevoie de ceva de aici? Hm, poate de torțele astea. Dar în rest, sincer, aș face chestia asta. Ia să vedem, reușim să facem chestia pe care o doream. Ia să vedem. Spargem asta, spargem asta și după dăm cu flint în stilul. Oh my god, cel mai ușor mod de a curăța, <laughs> de a curăța niște iteme. Oh da, bine că multe s-au dus și la mine în inventar, super. Da, sincer, chiar nu aveam chef acum să le mai strâng și pe astea într-un shulker box. Ce să fac cu ele? Adică, serios. Chiar nu aveam ce să fac cu ele. Gata. 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 Oh, nice. Bam, dăm foc, dăm foc. Și, și, la cealaltă de sus, cred că o să fac la fel, pentru că, sincer, nu, nu, nu mai ai nevoie de așa ceva. Avem, avem toate acasă. Toate chestiile acasă. Floricica asta e de foarte mult timp aici, dar totuși trebuie să o dărămăm, că... nu avem ce să facem cu ea. Am stat și m-am gândit ce să fac cu locușorul ăsta pe care l-am făcut noi destul de pe la început când am început zona asta. Este un sistem de sortare și toate alea și chiar nu știam ce să fac cu el. M-am gândit în toate... M-am gândit la toate posibilitățile ce să fac cu el și nu, 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 nu mi-a venit nimic, nicio idee. Așa că... Ce e asta? Uh, cred că e oak, nu? Ia să vedem, măcar o chestie trebuia să facem de foarte mult timp și n-am făcut-o să-mi fie rușine. Faptul că punem așa și dăm click dreapta. Aha, altă viață, bă băiete, altă viață. ce mai trebuie să facem încă două. Nu înțeleg de ce era dărtul ăla acolo, asta m-a deranjat puțin, sincer să vă zic, dar e ok. Așa, bă, măcar arată puțin mai bine. <laughs> puțin, nu foarte tare. Uh da, asta este, nu știu ce să-i fac aici, sincer, chiar nu știu. Păcat, asta este. Bun, acum să fac curățenie și în partea cealaltă și gata, am scăpat și de locul ăsta. Hmm, voiam să vizitez puțin benzinăria Cășup, să intru puțin în ea. What the fuck? What? What the hell is this, man? Ce asta? Asta este o glumă? Ha! Huh. Cât tu pe mă, pe haiduce ăștia. 9 diamante. God damn it. E super bine. Nu știu de ce am spus God damn it. <laughs> Super bine. Mulțumesc pentru 9 diamante. Apreciez. Bineînțeles că jumătate vine lui Puf. Uh, sau chiar toate 9 vin lui. Dar, uh, din nou, dacă are nevoie, poate să mă anunțe. Uh, nici nu știu ce să fac cu ele, unde să îi le las. Așa că punem asta aici scoatem asta aici Și am o idee superbă așa pentru final de episod Și aș dori să mai spuneți și voi în comentarii ce doriți să mai vedeți în episodul următor sau în următoarele două episoade, mai bine spus. Bineînțeles că trebuie pregătit ceva special pentru episodul 100 și toate alea. Putem să facem o prezentare a hărții sau ce vreți voi, depinde. Dar, dar, foarte important să mai ziceți ce ați mai vrea voi pe final de sezon. Acum, uh, hai să facem o mică curățenie în inventar și vreau să facem ceva special la shopul de glass. Guys, acum făceam curățenie. Oh my god, oh my god, de ce găsesc atât de multe chestii pe care trebuia să le găsesc când trebuie și acum le găsesc? What the hell is wrong with me, man? Fie de antenă! Deci făceam curățenie aici cu toate itemele, shulker box de la fabrica aia și când să pun și eu niște teracota, văd aici că sunt toate blocurile și toate item frame-urile posibile aici. Și dacă mai țineți minte, acum două episoade am avut un prank în care au fost scoase toate item frame-urile și toate chestiile. Și uite că erau acolo! Erau aici, dar n-am căutat în toate, că mi-era lene. <laughs> și am început după să caut eu piele și să pun aici foarte frumos astea. Ah, de ce mi se întâmplă numai mie chestii de genul acesta? Adică, ce am făcut eu greșit ca să pățesc așa ceva? Hm? Ce am făcut eu greșit? Hai că mai avem puțină curățenie de făcut și după facem chestia specială. M-am gândit, dacă toți suntem acum la sfârșit de sezon, să vindem tot shopul de glass. Dar nu-l vindem pe el. Adică shopul. Shopul rămâne total meu pentru că am mai avut noi discuția asta cândva și mulți ați zis Nu, nu vinde shopul de glas, shopul de glas o să fie a tău și a tău și bla bla bla. Ok, am, am păstrat ideea asta, dar ce vreau eu să fac acum, vreau să vând tot ce este în shopul de glas, adică tot glasul pe care îl mai am și nu mai este foarte foarte mult. Vreau să nu să-l vând, să-l dau gratis. Așa că o să punem niște semne acum ca să știe haiducii care mai au nevoie, că mai sunt niște haiduci care mai au niște proiecte și dacă au nevoie de niște glass, poate să vină să îl ia pe gratis, pur și simplu. Așa că avem aici un armor stand, avem capul lui Colpir și acum urmează să facem o statuie. Pe decursul a, nu știu, jumătate de oră, am strâns 6 crafting table-uri de pe server. Vă dați seama? Vă dați seama câte crafting table-uri sunt puse așa random? Ah, doamne. Bun, fiți antenă, deci am o idee. Um, nu mai am chef să iau acum, de-asta cum se cheamă, uh, leather. Nu mai am chef să-mi fac armură de leather, pur și simplu. Nu mai, nu mai vreau, știi? Așa că m-am gândit eu că o să-i fac o armură de diamant. De ce nu, frate? Adică să arătăm oamenilor că ne permitem. Știi ce zic? Și acum scoatem toate foițele astea unde scrie un diamant aia, un diamant cealaltă. Și le luăm așa frumos. Bam! Ca să fie totul bine. Așa. Și mai, mai colectăm și niște diamante, dacă tot suntem aici. Poate facem armura din diamantele de la shop. Și, băi, este ceva glass. Nu este foarte mult, dar măcar este, uite, glass, un shulker box, două shulker boxuri full cu glass și parcă mai erau și acolo câteva. Adică, știi ceva? Îi, îi. Deci pentru cine are nevoie să vină. Dar acum, na, frumos din partea haiducilor și eu am încredere în ei că nu o să vină și o să ia tot. Gen, să mai lese și la alți haiduci. <laughs> nu știu, nu știu, habar n-am cum o să fie, nu mai contează, important e că e gratis și toată lumea poate să ia cu mare plăcere. Bun. Așa, și acum ziceam eu că vreau să-i fac o armură de diamant lui gușterul ăsta și cred că avem destul. Deci ne trebuie o tunică, bam, ne trebuie pantalonii și niște papucii frumoși, bam. Și am pus o sticlă în mână, i-am pus tunica și pantalonii, papucii, gata, totul e bine și frumos. Totul este gratis. Și acum o să mai punem și câteva sign -uri. Undeva pe afară, așa, prin apropierea shopului. Și oficial am rămas cu 60 de blocuri de diamante, bun, plus ce mai avem pe acasă, pe acolo prin seiful nostru, care nu prea este seif. Și e bine, e bine, că suntem bogați, stați calme, am, am, am spart banii peste tot, dar mie îmi convine, adică până la urmă ce să fac cu ei, că se termină sezonul și, hei, începem altul, trebuie să o luăm de la zero, așa că... It's all good in the hood, guys. Sticlă gratis. Shop Colpir. Ca să-și dea seama lumea despre ce este vorba, am vrut să pun verificat shopul, dar nu știu cum se scriu ca să-și dea seama lumea că e la shopul de glass. Mă rog. Sticlă gratis, shop colpir, cred că așa este ok. Și punem așa prin apropiere, punem cu roșu, nu știu, îmi place cum arată. Și am mai pus acolo, Acolo am pus altfel semnul, am pus ceva de genul, totul este gratis, totul este gratis, bam, 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 frumos, frumos. Nu știu dacă a fost cea mai bună culoare, ba, da, roșu este ok. Da, 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 da. Și mai pun câteva pe aici, tot așa, prin apropiere pe chestia asta, pe stâlpii de iluminat. Și gata, am rezolvat și... Problema aceasta, care nu este o problemă, este o faptă bună pe care o face un haiduc ca mine. Și trebuie luminat pe aici, o să pun o torță. Știu că nu, nu le place oamenilor să vadă torțe, dar acolo s-a spawnat un creeper. Vedeți? Uitați creeperul. Am pus și aici la ieșirile de la portal. Poate, poate îl vede cineva și, nu știu, poate este interesat. Și mă gândeam eu așa, bă băieți, data viitoare... Uh, în, episod, în sezonul viitor o să facem poate poate un, un loc unde să punem reclame. Fiecare să-și pună reclamă la shop. Ce înseamnă chestia asta? Asta înseamnă că un fel de loc pentru publicitate. Ah, nu, nu, nu știu. Și eu mă gândesc că în sezonul viitor, la următoarele shop pe care o să le am, o să vreau să fac și chestii de genul. Um, nu știu, discount de 50% în, anumit, în anumite perioade sau nu știu, să mai facem uh, uh, nu știu ce să mai facem, sincer. <laughs> Dar putem să dăm chestii gratis la un moment dat, uh, niște monstre, I don't know, chestii de genul ăsta ca să fie mai interesant. Shopul, nu, shop colpir Așa, nu puteam să mă gândesc ce trebuie să scriu aici și gata, cred că ajunge. Um, da, ajunge, este ok. Da, deci data viitoare, în sezonul viitor, o să vreau să mă joc mai mult cu chestia asta, cu marketingul. Poate o să vindem și mai multe chestii, dacă dăm chestii mai gratis sau, nu știu, mai gratis, mai ieftine și toate alea. O să vedem, o să vedem, o să ne descurcăm, o să ne ținem mai bine de marketing. O să facem un marketing mai bun. Cu toate că și sezonul ăsta am făcut un marketing extraordinar de bun. Ia uitați aici. H și <laughs> uh, și aici încă nu se vând chestiile gratis nici nu cred că o să se vândă chestiile gratis la shopul și dar doar la shopul meu de glass am decis să fac chestiuța asta. Oameni buni, cam atât au fost pentru episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-i lăsați un mare, mare like acolo aș aprecia foarte, foarte mult să lăsați un like, un subscribe dacă nu ați făcut-o până acum și bineînțeles, dacă sunteți curioși și vreți să vedeți cum este 1.16, puteți să vă uitați la Ultra Hardcore, că Colpir rembo este pregătit să îndeplinească ultra hardcore-ul. Credeți-mă, este super tare seria, vă recomand. Așa că ne vedem data viitoare cu un nou episod din Brasla Haiducilor. La revedere, oameni buni, și să aveți o zi faină în continuare!